prea președintelui României. Decizia guvernului este foarte clară, nu se modifică nici una din condițiile care vizează candidatura la funcția de președinte a României. Nici condițiile legate de numărul de semnături, nici condițiile legate de cauțiune sau salariu, numărul de salarii minime necesare pentru a fi depuși banii în vederea candidaturii. Regulile care sunt în momentul de față, regulile acelea rămân în continuare valabile. Și dacă vreodată se va pune în discuție modificarea acestor condiții de accedere la funcția de președinte al României, alte decât cele prevăzute în Constituție, acele lucruri, repet, trebuie discutate numai după alegerile viitoare, care să fie cunoscute condițiile cu o perioadă cu mulți ani înainte și nu în anul în care au loc alegerile prezidențiale. În rest, vor fi operate și discutate modalități tehnice care se vizeze organizarea secțiilor de votare, având în vedere faptul că acele prevederi care se aplicau la legea legilor prezidențiale din legea fostă a legilor parlamentare, acele prevederi acum nu mai sunt în vigoare pentru că s-a introdus votul uninominal. Acele modificări vor fi făcute de către guvern și propuse Parlamentului. Și ultimul lucru la care vreau să mă refer, săptămâna viitoare am decis să facem o analiză în guvern a modului în care au fost cheltuiți de către ministere banii pe investiții, a modului în care au fost atrase fondurile comunitare de către structurile ministerelor și ale autorităților de management, subordonate ministerelor și, evident, stadiul îndeplinirii angajamentelor legislative ale guvernului pe fiecare minister, adică stadiul elaborării și punerii în aplicare a actelor normative potrivit programului de guvernamentare. Potrivit programului guvernamental. În acest sens, am cerut fiecărui ministru să prezinte aceste date în ședința de miercuri a cabinetului. Vă mulțumesc!